Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a desfășurat în luna ianuarie o serie de controle în domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă privind respectarea legislației în vigoare. În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați un număr de 75 agenți economici, dintre care 18 au fost sancționați, aplicându-se o amendă și 17 avertismente. Dintre angajatorii controlați, unul a fost sancționat cu amendă de 30.000 de lei pentru munca fără forme legale de angajare, fiind identificate un număr de 3 persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă. Alte deficiențe constatate pentru care s-au aplicat avertismente se referă la nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, munca de noapte, respectiv repausul săptămânal, necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul General de Evidență al Salariaților în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați un număr de 58 de agenți economici, aplicându-se 2 amenzi în cuantum total de 12.000 de lei pentru deficiențe privind instruirea lucrătorilor și 38 de avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertismente se referă la neefectuarea controlului medical periodic conform prevederilor hotărârii Guvernului numărul 355/2007, lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă, neasigurarea echipamentului individual de protecție și neasigurarea măsurilor obligatorii în ceea ce privește acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor.